La școala profesională sunt instruiți muncitori calificați la meseria lăcătuș instalator tehnică sanitară. Specialiștii în devenire învață să execute cele mai importante lucrări de lăcătușărie, mentenanță și montaj, cum ar fi instalarea sistemelor interioare de alimentare cu apă rece sau caldă, instalarea rețelei interioare de canalizare, montarea utilajului tehnico-sanitar al clădirii, a instalațiilor de încălzire. Tot aici ei învață să monteze cazane murale și să racordeze instalațiile interioare la cele exterioare. În ultima vreme, în tot mai multe localități din Republică, se instalează țevi din polietilene care sunt destinate sistemului de gaz și apeduct. Viitorii specialiști demonstrează cum se sudează aceste țevi. Sudăm o țeavă de diametru de 80 de centimetri. Acum o fixăm bine în aparat, să fie strâns. Luăm aparatul care fixește capetele țevii. După ce am fixat, trebuie să țișim capetele ca să fie drepte. După cum vedem, acum se țișește capetele țevii. Este nevoie pentru ca să atunci când le sudăm să fie mai ușor de lucrat. Țevile sunt gata când iese o așchi cât mai lungă din aparat.